mulțumim Domnului că sunt astăzi la răsoare. Nu m-am așteptat, n-am știut. Invitat de fratele meu, am venit la fermețiv și el îmi spune marea taină, după amiază, mergem la răsoare. Și m-am bucurat. Am mai fost odată la dumneavoastră, acum vreo 20 și ceva de ani. Mi-aduc aminte, atunci am predicat din Evrei, capitolul 12, să dăm la o parte orice predică și păcatul care mi-a făcut așa de lezne. A doua oară a fost la dumneavoastră, s-a întâmplat să fie cina Domnului și acum sunt pentru a treia oară, stat înaintea Domnului, nu știam ce cuvânt de învățătură să am pentru dumneavoastră și într-un final am ales aceste versete din Epistola lui Iacob, în care aș vrea să vă fac pe dumneavoastră responsabil de un lucru. Am făcut la dumneavoastră de două ori, acum v-am găsit bine. Cred că a doua oară când am fost, era deja adunarea nouă, dar nu știu. Nu știu. V-am găsit bine, liniștiți, aș vrea să cânte orchestra, aici câteva orchestra, dar Domnul să binecuvânteze și orchestra. Și uitându-mă așa peste dumneavoastră, mi-a spus că până aici Dumnezeu v-a ajutat. Amin? Dacă știți să încep predica de astăzi, aș începe cu locuitorii din Betsemeș. Erau locuitori la Sechera Gâni și într-un moment de odihnă s-au ridicat și au văzut ceva ciudat. Vedeau un car nou cu două vii de mugind. Se cunoșteau că nu sunt învățate la jur. Locuitorii din Betsemeș s-au uitat în car și minunii mari, acolo era chivotul. Numai că ei n-au fost foarte înțelepți. Și s-au uitat în chivot acolo și Dumnezeu a lovit 70 de oameni, au trăsnit și au murit grămadă acolo. Și au spus ei, cine poate să arăte chivotul Domnului? Și au dus chivotul pe deal la Abinadab, pe unul din feciori răspânțit să îngrijească de chivot. Și acum vine 1 Samuel, capitolul 7, și spune că la evrei le-a fost dor de chivot. Evrei au plâns după chivot și au spus că e normal chivotul să stea în cortul întâlnirii care a fost el destinat să fie pus. S-au dus la Mițpa, la Samuel, și au exprimat dorința. Samuel a fost de acord și a spus, nu, hai luați-vă zi de post, vă lăsați acum înaintea Domnului, scoateți dumnezeii străini care aveți între voi. Și pe când se pregăteau evreii așa de o apropiere de Dumnezeu, filistenii s-au supărat. Eu m-am întrebat, ce aveau filistenii cu chivotul Domnului? N-ați observat că atunci când vreți să fiți mai pocăiți, mai aproape de Dumnezeu, atunci sunteți mai încercați, mai ispitiți. De parcă postul nostru ar deranja pe diavolul. Eu am un studiu despre post și spun că postul nostru îl deranjează pe diavolul. Am mai mulți prieteni în orașul Botoșani, eu sunt din Suceava. Și 7 din prietenii mei au luat o hotărâre. Și au spus în fiecare dimineață de la ora 2, până la ora 5, o să avem un timp de rugăciune. Timp de 6 luni de zile. Fiecare la el acasă, la ora 2, se trezea și se ruga 3 ore, până la 5. Iar vinerea, se întâlneau toți împreună, pentru că undeva în Banat, un proroc o căzut la credință și era tare muncit de diavol. Și cineva a auzit de frață ăștia și a spus, Domnule, veniți și vă rugați să ne libereze Domnul, frață promis, dar au spus 6 luni facem treaba asta. Și îmi spunea că într-o dimineață, când era la rugăciune, unul din ei, aproape toți erau proroci, spune, mâine, o căpetenie puternică de la punct Otara, vine să lupte cu voi. Și îmi spunea un frate, bă, din cap, în familie, mult, și el acum mai căsătorit, dar are 12 copii, era cizmar, repara, i-a dat șef, maestru, să repare niște cizme la o cocoană, niște cizme tale scumpe. Și omul cunoștea meserie și la urmă o a prins o brichetă ca să ardă ață de cere. Și o luat foc cizmul și o ardă el în mână cizmul. Deodată i-a făcut focul. Și o trebuie să plătească și era așa de năcăjit. Unul stă în stația așa la autobuz, aștepta autobuzul. Și trecea o mașină din asta, o cisternă cu lapte, o bine. S-a desfăcut capa, două de sus și când o
cementul din zid. Și fiecare în ziua aceea a fost așa încercat. Știți că atunci când noi vrem să ne apropiem de Dumnezeu, diavolul e supărat. Diavolul te ale să deranjează. Ei, dar biruința pentru final este a Domnului, știți? L-a făcut Domnul să tune până să pierd capul. Și i-a bătut pe filistin, a luat Samuel un pietroi mare, l-a înfipt în pământ și a spus, Ebenezer, întremiți pașul șen, asta e piatră de ajutor, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Puteți spune așa și voi? Amin. Dar mie următorul verset îmi place mai tare. Cetățile pe care le luaseră filistienii au trecut înapoi la evrei. De la Ecron până la Gat. Acțiunea asta am numit-o eu recuperare. Acum pe voi v-am găsit bine. Până aici Dumnezeu v-a ajutat. Dar am o întrebare. Aveți lucruri pe care le-ați pierdut și trebuie să le recuperați? Hai să ne gândim bine. Facem așa un inventar în pocăința noastră. Cetățile astea pot reprezenta stări sufletești. Isaia 1:26 vorbește cetatea neprihănirii sau cetatea credincioasă. Cetatea e o stare de neprihănire. Sunt între voi oameni care și-au pierdut neprihănirea? Ce înseamnă neprihănit? Adică despărțit de păcat. Și dacă cineva și-a pierdut neprihănirea în trăirea lui pe aici, la Răzoare, la Târgu Răpuș, la Baia Mare, poate ar trebui să recuperăm iară starea aceasta. Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. Cineva dacă a pierdut credincioșia. Credincioșia e roada Duhului, Galateni 5:22. Roada Duhului din potrivă. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Ce înseamnă, de fapt, credincioșia? Credincioșia înseamnă ținerea unui legământ. Faci cu cineva un legământ și în momentul când tu respecti legământul, ești credincios. În Sfânta Scriptură am deosebit patru relații în care trebuie să fie credincioșie. Relația de prietenie. Samuel 17, da? David și Ionatan au fost credincioși jurământul care și l-au făcut unul altuia. Credincioșie între stăpân și angajat, rob, între angajator și angajat. Că spune acolo, în Tit, capitolul 2, să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Eu când mă duc la lucru și îți plătit de cineva, eu sunt foarte credincios, omul care mă plătește. Și lucrez ca și cum ar fi stăpânul de față. Ce, voi nu faceți tot așa? Ei, dacă cumva și-au pierdut unul credincioșia asta, ar fi bine să ne pocăim. Amin? Amin. A treia relație e relația de locomnă și căsătorie. Osea 2:19, te-a logodit cu mine pentru totdeauna, te-a logodit prin mare credincioșie. Între logodnic și logodnică, e credincioșie, nu? Între bărbat și nevastă în casă, trebuie să fie credincioșie. Că Dumnezeu s-a supărat, să punea maliată, uite, tu acoperi altarul, cu lacrimi, în cojul altarul, dar nu ești credincios nevestă din tinerețea ta cu care ai făcut legământ. Deci credincioșia trebuie să fie în viața de familie, dacă cineva a pierdut-o, trebuie să o recuperăm. Amin? Doamne, ajută-ne la asta! Și a patra relație între biserică și Dumnezeu. O relație de credincioșie. Asta e o stare. Dacă ne-am pierdut starea asta, hai să trecem la recuperare. Spune în Neemia 49, cu versetul 25, parcă, cetatea bucuriei mele. Bucuria pentru mine era o cetate, o fortăreață puternică. Eu mă bucur în Domnul, spune omul Dumnezeu. Bucuria care vine de la Duhul Sfânt, scrie în Tesalonicenii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Sunt care au pierdut bucuria? Deci duhurile cu care luptăm noi acum, că suntem chemați să luptăm, oamenii și persoanele pentru care ne rugăm, poate nu în fiecare zi suntem chemați, dar foarte des, îs depresia, descurajarea, chiar gânduri de sinucidere. Și eu întreb, ce caut asta la pocăiță botezați de Domnul Duhul Sfânt? De ce ne-am pierdut noi bucuria? Am constatat eu că din roada Duhului, nouă, enumerat acolo, cred că
la adunare, pe fața, în mașina parchez, fii bucuros, te întâlnești cu unul științat, așa ca pe Nina, tu stai mânimos două ceasă în adunare. Dar ușor să mai pierzi bucuria. Dar dacă cineva a pierdut starea asta de bucurie, hai să o recuperăm. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Bine, mergem mai departe și spunem că cetățile acestea reprezintă oameni. Voi, Matei 5:14, sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate rămâne ascunsă, o cetate. Adunarea de răzoare, o cetate pusă pe un munte și toți oamenii se uită la ea. Dar o persoană în cetate, sunt aici între voi persoane care s-au rătăcit, care trebuie să recuperate? Aveți copii care trebuie să recuperați, băieți și fete? Cum îi cheamă? Îngerii când s-au dus la Lot în Sodoma au spus, păi cine mai ai aici? Repede! Cum îi cheamă? Vedeți care ai aici? Și în seara asta eu mi-am propus să vorbim de recuperare. V-am găsit bine. E bine, zic, până aici Dumnezeu v-a ajutat. Dar poate mai trebuie să și recuperăm. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Cuvântul Domnului spunea aici că dacă cineva dintre voi, ia o scrie la pocăiți, epistola asta, frață, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul. Eu m-am gândit să vorbesc de oaia rătăcită de Ezechiel 34:5, că Domnul tare musul pe păstorul de acolo și spune, n-ați plecat pe cea mare, n-ați plecat pe cea rănită, n-ați căutat pe cea rătăcită, n-ați adus înapoi pe cea pierdută. Și asta era împotriva mea, că și eu slujesc în adunare, dar am găsit cuvântul ăsta care vă implică pe toți. Iacob nu scrie numai la păstori, scrie la toți de răzoare. Și spune, mă, dacă unul din voi a rătăcit de la adevăr și un altul, un altul ești tu. O soră din adunare, poți fi aceea alta care îl întoarce de la rătăcire. Un altul poți să fii tu. Și acum eu nu înțeles un lucru. Că este o cale a adevărului și un dub al adevărului care ne ține pe calea asta. Dar citim în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6, scrie așa. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Și acum, prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Nu uitați-vă cum se treabă. Noi suntem pe o cale, da? Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Pe calea asta adevărul ne ajută să mergem după adevărul. Dar mai este un Duh. Duhul ăsta se numește Duhul rătăcirii. Duhul rătăcirii vine ca să ne iertă noi de pe calea adevărul și să ne rătăcească. Eu în seara asta n-aș vrea să vorbesc chiar de reprimirea celor care au căzut. E mai sensibilă. Am argumente din Scriptură și putem vorbi. Eu aș vrea mai degrabă în mod preventiv să vedem cum lucrează Duhul rătăcirii ca nu cumva eu să fiu așa puțin rătăcit. Unii rătăciți mai puțin de la cale, alții rătăciți mai mult de la cale și îmi pare rău că trebuie să o spun. Dar poate o rătăciță predice. El e rătăcit, dar predică, domnule. El e rătăcit, dar cântă. El e rătăcit, dar e în comitet. Când nu e rătăcit, are cu subiectele, e pe lângă calea adevărului. Și acum aș vrea seara asta să ne facem fiecare o verificare. Amin? Și ceea ce spunea fratele, odată era în Roma, prima ta vizitare Roma, m-am dus în Austria și un frate spune, dragul ce-ai fost în Roma? Zic, n-am fost degeată, hai cu mine. M-am sunit în mașină, m-am dus în acolo, în biserica din Finocchio, mi-aduc aminte că am citit și am vorbit din Apocalipsa despre ceasul încercării. Și am spus că fiecare din noi are un ceas al încercării. Și am predicat, dar se era prieten cu mine. Și se uita așa prin adunare, dacă mă ascultă brațe, când făcea pe o remarcă, el se bucura și... Și când am ieșit de acolo, n-am mers în patru momente, îmi sună telefonul și el, da, măi, când? Cum? Dar cum se întâmplă? Da, așa. Închide telefonul, spune, măi, frate, dragi, că
Când tu predicai de ceasul încercării, eu mă uitam prin adunare, dacă frații te ascultă. Dar eu nu știu că tu credeți pentru mine. Am primit telefon, în masca s-au răsturnat o mașină și în spital. Venea cu copiii de la școală, la o curbă s-au răsturnat, eu am luat mașina mică și nevastă, au plecat cu un camion mai mare, după copii. Și acolo spune mie, este de acolo, ia nevasta în spital și copiii au luat cineva. Eu nu știu că tu credeți pentru mine. Eu mă uitam dacă cine astea ascultă. Aș vrea ca în seara asta să predic pentru fiecare din dumneavoastră. Eram într-o sâmbătă seara, într-o adunare, la țara, predicat și la urmă, un frate cu lipoala, a zis, domn, domn, te vine gândire, frate, cu predica asta să vii odată duminica. Când stăți la adunare, ca cei care trebuiau să te asculte, nu era în seara asta. Eu zic, frate, dar eu nu predic la cine nu mă ascultă. Eu am predicat pentru dumitare. Pentru mine nu ai avut și predica. Și cam despărță, pentru el nu am predicat. Eu predic pentru cei de aici, da? Hai să ne verificăm fiecare cât suntem pe care adevărul și dacă cumva ne-am rătăcit să rugăm așa ca în Psalmul 139, versetul 24. Vezi dacă sunt pe care veșnicii, dacă sunt pe o cale de ea, tu mă înapoi repede. Doamne ajută! Eu am fost curios să văd cum lucrează Duhul Rătăcirii. Și am găsit că Duhul Rătăcirii, în Obadia, versetul 3, scrie așa. Mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Duhul rătăcirii lucrează prin Duhul de mândrie. Frații mei, am cunoscut, eu sunt născut în pocăință. Eu sunt pocăit de 57 de ani. Că am trecut de 57 de ani și când ne-a spus altcineva, mă rog deoparte, doar nu ai 80, măi. N-am 80. Și cum ești pocăit în primul an? Și am spus, nu chiar în primul an. În primul an am fost sfânt. După ce eu trebuie să mă pocăiesc. Părinții mei sunt născuți în pocăință, în 1930, mama născută în pocăință. Bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. În februarie l-a luat de scurt, pe gheață cu zăpadă și-a făcut 4 ani și 8 luni de pușcării pentru credință. Sunt la câteva generații. Am cunoscut oameni extraordinari, proroci grozavi, lucrători ai Domnului, păstori, predicatori eminenți, cântăreți. Și nu pot să mă laud cu ei că au sfârșit rușinos. Când m-am uitat eu în viața lor, ce s-a întâmplat, Domnule, cu oamenii ăștia? Și la momentul actual sunt steli care, Domnule, explodează așa ca o cometă pe cer și în 2 ani de zile m-a plăcut și cum în urmă. Măi, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Și am ajuns la concluzia că cel mai periculos păcat este păcatul mândriei. Până a venit curvia, până a venit lăcomia, până a venit celelalte, mândria e cel mai periculos păcat. Și dacă nu suntem atenți, vine peste noi mândria. Dumnezeu îi spunea, Duhul mândriei te-a dus în rătăcire. Mândria inimii tale. Sunt la răzoare oameni mândri. Și mândru poate să mai predice. Și mândru poate să mai cânte la adunare. Și mândru poți să fii și în comitet. El e slujitor, dar e mândru. Dar 1 Petru 5 cu 5 spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă har celor smeriți. Apoi eu vin mândru la amvon și vreau har. Dar de unde am har că Dumnezeu e împotriva mea? Ne uităm de ce nu-i har în adunare? Pentru că eu mă mândresc în predic. De-aia nu am har. Pentru că altul se mândrește când cântă. De-aia n-are bană cântare. Căci mândria duce pe oameni rătăcini. Și mândria e un păcat care crește și pe un teren curat. Multe păcate au nevoie de un teren murdar ca să se dezvolte. Mândria crește prin inima cea mai curată. Nu o să mânt, să vine și data ești mândru. Și nu-i greu să fii mândru. La urmă mă dați mâna, mă felicitați, spune, frate, exact cuvintele astea trebuia. Domnul te-o trimâns și gata, mândrie gata, dacă nu ești atent. Și predici și mâine și nu găsești Evanghelia pe Matei. Unde mă, Matei, își te roșește că nu mai ai par. Odată povesteam, eu am venit la... Eu zic, am povestit, că am fi animal, țăran, am găsit până la amiază, am făcut un duș, una o mormântare, frate, m-a pus la predică, am gătat de predicat, mă duc în curte, lângă mine era fratele Virgil Neagu, dacă știți. El e căscoie cu o verișoară de mea, era acolo, îmi spune, bă, Domnul se binecuvânteze, ai avut un cuvânt bun. Dar eu spun, bă, e Virgil,
M-au luat așa ca din oală, n-am fost pregătit deloc. Și el spune, doamne, mână, Dumnezeule, dacă erai pregătit ce vei, mor, tu ce făceai? Dacă tu, eu când am spus Domnul Scrimenii cu mine, tine tu trebuie să pui slăvit să fie Domnul. Că am mai fost într-o adunare și-o cântat un puștan care a de frumos acordeon și unde în lumină spune, băi, Domnul Scrimenii cu tine, când era frumos. Și el spune, acum ați reușit să mă amuz altați. Da, pe greu de a fi mândru, să nu arăt să oare oameni mândri, nu vorbesc de mândrie, că are mai multe fațete. De la mândria învățășării a fizionomie, până la mândria realizărilor materiale, studioase, doar mai departe, până la mândria în slujire și până la mândria smerită. Am întâlnit și oameni mândri de smeriți ce sunt. Eu când eram copil, n-aveam voie să am ceas la mânânânt, n-aveam voie să urc pantalon adâncă, că eram mândru. Și am întâlnit oameni care ani de zile veneau cu cămață și bonată pe loc copilit. Dar erau mândri de numai numai. Uite la mine cum am îmbrăcat, tu nu poți să te îmbrăci ca mine. Dar el era mândru. Și mândria smerenii este. Și asta e periculoasă, să ne păzați Dumnezeu, amin? Nu predică mândrie. Dar vreau să vă spun că Duhul rătăcirii lucrează prin Duhul de mândrie. Un alt verset spunea în Osea 4 cu 12, acolo, căci curvia, poporul așa, căci Duhul curvie îi duce în rătăcire. E clar că aici e vorba de idolatrie, în Osea 2 cu 4. Idolii tăi te-au dus în rătăcire, da? Idolatria duce pe oameni în rătăcire. Ioan când scrie copilașilor, 1 Ioan 5, 21, ultima recomandare, copilașilor, păziți-vă de idol. Ce înseamnă ce e un idol? Sunt idolatri, dar în soare nu sunt. Eu cred că nu sunt. Cea mai simplu definiție, că nu intrăm în predici, la mănunte. Ori te iubești mai mult decât pe Dumnezeu, e un idol. Căreia îi aloci timp, sentimente, bani, ăsta poate fi un idol. Și sunt de la idol ăia puși cu pereți, până la idolașul care umblă prin casă, până la idol la care stăm câte o noapte și ne uităm, până la idolii care purtăm în inimă, de la Ezechiel, poporul ăștia își poartă idolii în inimă, sunt și de noi. Și idolatria ne duce pe noi în rătăcire. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare, foarte conservatoare. Pentru că am venit predicat într-o adunare din America, o fost mare, și m-am uitat la ei și am spus, fraților, după cum arătați voi, nu v-aș primi pe niciunul membru al meu în adunare. Și când eram eu mai mic, la frate era foarte clar, să nu-ți fac chip cioprit, nici vreo înfățișare, am lucru din cer, pe pământ, sub pământ, să nu le slujești, să nu te închid, dar prima dată să nu-ți faci. La noi nu era voie, și acum tot așa, la noi nu era voie în casă să ai, dai o grămadă din bani, din bilouri, când intri așa, o, dacă vine o frață bătrân, nu, ți făcea cu tine. Mi-a părut, dar astea sunt chipuri cioplite, turnate, înfățășări. Ce caut la tine în casă? Acum eu mă spun, am frață noștri mult, vitrinile pline. Și lustruite, Domnul, am nimic cu mine. Poate să eu un pic rămas în urmă. Dar hai să facem o rugăciune. Și eu Biblia așa, și un pic indiscret o dau așa și o dau cu degetul și are praf Biblia. Bibelourile n-au numai Scripturile au praf la noi și numai harpa de cântări la noi are col pe dânsa. Celelalte sunt bine lustruite. Și asta nu-i bun frață. Eu când m-am căsătorit, cineva mi-a adus cadou de nuntă, o păsărit, un corpel, nu știu ce era, așa, din porțelan. Și nevastă l-a pus în praf. Și eu m-am dus și am spus, ce porumbier frumos, lasă că să zboare. Și o zbura, prin grădină, prin tricopate. Și nu am mai făcut perete, nici nu mai avut cui, nici nu mai venit al doilea. Când dacă lăsam pe primul, doar nu încheia casa, eram o căsuță mică, și în loc să pun patruce și hainele, eu o umplea cu tu. Și nu mai am cadă, înțeles, Domnul, am scăpat, în suta de 30 ceva de ani. Idolatria, am vorbit de astea ușoare care poate nu le aveți. Nu vorbim de ele din inimă. Ales mai grele și le purtăm în inimă, le ducem la adunare, le ducem prin sat, le aducem, să ne ierte, să ne păzească Dumnezeu, amin. Dar acolo spune Duhul curvie, că și curvia
Duhul curvie, chiar curvia asta trupească, ne duce rătăcire. Și dacă nu este o curvie înfăptuită, merge până la pericolul din Matei 5:28-29. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu bea curvie. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și păcătuit cu ea în inima lui. Și ăsta-i tot păcat, fraților, și apoi spune, deci dacă ochiul tău drept mai departe, te face să cazi în păcat, scoate și leapă-te. Hai să rugăm pe Domnul să ne dea un cuget curat, amin? Amin. Pentru că Duhul curvie îi duce pe oameni în rătăcire. Suntem vinovați un pic cu idolatria, cu infidelitățile astea conjugale, dacă suntem, hai să ne pocăim în seara asta, în razoare, amin? Și aș vrea să mai citesc din Iuda, parcă un verset, anume versetul 11. Vai de ei, căci au urmat de calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Odată a venit un frate de la Rădăuță în noi și a întrebat așa, fraților, aici adunare veche la voi, adunare mare, adunare conservatoare, nu l-au dat el. Aveți vreun curvar dat afară din adunare? Și am pus capul în jos, că nu e, e rușine de cap bine. Aveți. Băi, dar vreun lacom aveți dat afară din adunare? Un proces verbal pentru lacom aveți? Și am spus, n-avem. Băi, dar n-aveți niciun atom la voi în adunare? Eu am ținut cu noi și am spus, nu, n-avem. Dar după aia, întrebarea asta m-a chinuit. Seara acasă, oare la noi în adunare este vreun atom? M-am gândit eu. Și pentru că ăsta venea des și care mi-a deranjat cu întrebările, eu chiar m-am luat după mintea lui și am spus, hai să dau un atom afară și când vine să spun, am dat un atom afară, pe proces verbal. Și n-am dat încă niciunul. N-avem la noi. Dar răzoare sunt. Și m-au făcut cu omul ăsta să fac un studiu așa pe tema asta de lăcomie. L-am pus pe mai multe capitole și am vorbit întâi de definiția, de ce e lăcomie. Că până la urmă nu m-a interesat de alții, eu tare m-am devut să nu fiu eu la urmă. Mă noi, eu merg, predic Evanghelia, slujesc, mă rog, mult pentru bolnav, dar dacă sunt lacom. Și m-am dus în dicționarul Enciclopedica Limbii Române și la parte e pocăit, așa definiție, da. Lăcomia este o dorință necumpătată de câștig. Dorință de câștig aveți toți. Dar când dorința asta de câștig e exagerată, e necumpătată, asta e lăcomia. Și nu mai vorbesc lăcomia pentru omul din lăuntru, că-i dur, să-mi dau cum după poruncile tale, da? Și nici de lăcomia omului de afară. Eu am vrut să determin lăcomia și să văd eu că sunt lacom sau nu. Și atunci eu am pus trei întrebări pentru mine. La averea mare care o am eu, îți găsă în anii 4 ani, cum mijloacele prin care am strâns eu, ce am strâns? Asta e unul. A doua întrebare, când am strâns? O să vedeți că e important timpul când strânge. Și al treilea, pentru ce am strâns atâta cât am eu. Ei, și când m-am dus la mijloace, am găsit eu vreo 6 mijloace în Scriptură, care m-ar duce cu gândul că pot fi lapă. Au venit ostașul și mame și la Ioan Botezătorul. Noi ce să facem ca să ne pocăim? Păi mulțumiți cu lefurile voastre, să nu scoarceți nimic prin amenințări, să nu cereți mai mult decât trebuie, și în Levitic scrie acolo să nu scoarceți nimic cu sfila. Expresia asta, stors cu sfila, pe mine m-a pus în gândire. Cum adică? Eu am o explicație, dacă o credeți bun, dacă aveți alta mai bună, e o iubea voastră. Odată eram la cineva și au avut un necaz, avea nevoie de bani. Și nu avea bani așa și omul s-a dus la un geambal ăsta care vinde și cumpără vite. Eu spun, măi, am nevoie de niște bani, vând vaca din grajd. Vrei să o cumpi? El avea așa, abator și... Nu trebuie, că când te duci la el să-l roagi, atunci vezi cum face el prețul. Nu-mi trebuie, măi, te rog, te rog.
Hai să o văd. Și o vede vacă bună. Cât îmi dai pe ea? O vacă de era la 20 milioane atunci. El spune, dacă vrei 7 milioane, 8. Mai mult mie nu trebuie. Apoi dă-mi 7 și hai tu, că am nevoie. Nu mi se pare că atunci când profiți din necazul uneia, îi storți cu sâna? În diaspora spune, băi, am stat în cameră, n-am avut de lucru. Meseria așa, a fost criză. M-am dus la unul care avea de lucru. Pocăiți, frate, mă spun, băi, n-am bani de chirie. E mă, câteva zile, n-am nevoie de așa. A, e mă, păi de eu, 40 de euro pe zi, sau 30, 35, nu știu cum a spus el. Băi, de seara de 100 de euro, bă, ceea ce vrei. Până vedea, mai pune ceva, nu am nevoie, dacă vrei 30 de euro, dacă nu. Și m-am dus, măi, frate, dragul, cu 30. Când profiți de necazul cuiva, o căzut om într-o croapă și are nevoie și tu profiți, asta mi se pare Hristos cu sâna. E un mijloc care ne aduce cu gândul că cine face așa, poate să fie largă. Să nu fie așa la dăzoare. În fapte, în Proverbe, capitolul 1, acolo ferirea de ispite. Dacă vine fiul de cineva la tine, spune, hai cu noi, în timp de curs avem o pungă, mergem la furat ca fiul lui Efraim. Și facem avere să nu te duci cu ei. Că și furăturile astea îi tot o dovadă că suntem la acolo. Acum, noi nu furăm, nu? Nici de la altul, nici când am lucrat pe afară, nici de la patron, de la nimeni, nu furăm niciodată. De ce în viața mea nu mă știu să fi furat un leu sau ceva de un leu? Nu mă știu, da. Tot dacă am făcut ceva, n-am știu. Nu mă acuză inima despre asta, spre una răpire. Voi puteți face așa? Și ce se întâmplă? Furatul are în spate un duc. Că fură nu cei săraci, fură el apă. Cunosc un frate, după Revoluție, plecat în Austria. Dom'le, are ce aveți voi și o dată pe atâta. Deci casa aici, casa acolo, mașina aici, mașina acolo, nu-i mai trebuie nimic. Pocăit, cu familie, și l-au prins în prumătăță la furat. Și l-au condamnat un an și jumătate. Și au umblat câți pocăiți, provocați, s-au plătit ca mulțiune și l-au spus să doarmă noaptea acasă, să ducă în ziua, în bușcărie. Păi și nu-i făcut din rușine, când era rușine să întâlnești pe om bătrân, trecut de 50 de ani. Și până la urmă s-au spălat, că asta au fost de 2 ani în urmă, și acum anul ăsta s-au dus într-un magazin și au furat un întrerupător. Și l-au prins și iar în necaz, și avem nuntă cu fata. O amânat nunta, spunea general, băi, s-a pus în genunchi la fată, o plâns, o cerut iertare, cu i-o făcut de rușuri în față de cuscri, dar ăsta n-are bani, nu între toată, bă. Dar ține de voi să pune. Chiar nevoia, eu cred că și lăcomia, ăsta e un duc, să le păzească Dumnezeu, amin? Și când am mai vorbit de lăcomie, mita e tot lăcomie, minciuna e tot lăcomie, sau uite Ieremia aici, hai să citim un verset din capitolul 22, parcă scrie așa. Vai de cel ce zidește cu triște casa cu nedreptate și o dăine cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba fără să dea plata. Ei urmă lucru și nu mai plătește. El ne spune de nou, mai spun, băi, frate, dragul, și-am fost la ăla, i-am renovat două apartamente de astoamnă, nu-mi dă niciun bani. Pocăiți, și unul și altul, n-are. Eu îmi călătorim mult, mă duc într-o adunare, spune, frate, dragul, și-am o problemă. Uite, bărbatul meu a lucrat 6 luni de zile la omul ăsta, că-i patron, în adunare, secretar, conduce cântări, și nu i-a dat niciun lucru. Când a fost să ceară banii, spune, niște vin, nu o plătită la niciun la bani, eu să vă dau. Dar el se duce în Antalya, în Turcia, cu familia, 3 săptămâni în concediu, dar el își cumpără mașină nouă, dar el se duce în arătare, dar el face asta, dar el face asta, pentru dânsul bani de cheltuială are. Numai mie, spus, dă mai un sfert, măi omule, dă-mi jumătate dacă nu mi dai tot. Nu pot, n-am de unde. Și-o spunea, n-ar trebui opri de lucrare omul ăsta, eu nu pot să-l aud cântând. O fi abântă în voce, dar... Și apoi stat de vorbă cu păstori și păstorul era prieten pe ei, păstorii sunt prietenii lor ăștia care au bani câteodată și vezi că se încurcă treburi în pocăință. Dar și asta, și asta este o dovadă a lăcomiei. Să iei pe unul să nu-l plătești. Să nu fie așa la răzoare. Amin? Și mai este o lăcomie, am numit-o
Îi spunea ietrului Moise, mă, pur ești un judecător. În Exod 18:21, vrăjmașa de covine. Tit 2:7, vrăjmașa de covine. 1 Petru 5:2, nu pentru un câștig mâncă. Nu trebuie să faci adere din Sfânta Scriptură. Faptul că știi să cânti, că știi să predici, că mai ai și o prorocie de la Domnul, asta nu înseamnă că trebuie să facem bani pe ele. Eu știu și partea cealaltă. O știu și cealaltă, mai predic și pe cealaltă. Când păstorul nu i-a ajutat cu nimica. Că există, eu vin dintr-o biserică și dintr-o zonă unde păstorul nu-i plătit. Că dacă a spus cineva, dă-i un euro la păstor, ăsta-i plătit, lasă voi, fuge. Și nu-i chiar așa. Am fost acum într-o biserică și am spus, băi omule, tu ai 12 copii, lucrezi pe șantier, era în Belgia. Primul adunare venit, ultimul plecat. El așa s-a scaunit, el întâia adunare, el rămâne la mărturisire, el organiza. Am spus, băi, frații ăștia, îți dau ceva? Nimic, frate dragi, nici drumul nu te contează. I-am spus, măi, patron din Belgia, măi, dar voi nu vreau leată mușini, măi, omul ăsta lucrează 10 ori pe șantier și lucrează greu. Pa, lăsați cu ciment, doar în șape, vine, face un duș, vine la amvon și spune că nu-i pregătit, părea obosit. Dar doamne, tu ești copii din crescut, cum voi nu trebuie să-l ajutați? Și aici există un echilibru pe care trebuie să-l avem, să ne ajute Domnul să înțelegi, amin? Dar n-avem voie să fim acum și n-avem voie să câștigăm cu Biblia, că până la urmă Pavel o trăi din Evanghelie. Dar nu a mai făcut căs la încă șerpe copii tot din Evanghelie. O trăit el, îi da la zâmbor și nu îi răba de foame. Și asta însemna să trăiești din Evanghelie. Eu vă pun amândouă variantele, alegeți-o pe ceea care nu sunteți la acum. Amin? Doamne ajută de la asta. Duhul rătăcirii lucrează prin Duhul lăcomiei. S-a rătăcit în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Dar când strângem noi banii, a doua întrebare. Voi ați hotărât să aveți duminica adunare, da? Și când mai aveți adunare în timpul săptămânii? Marți și joi. Așa ați hotărât voi, nu? Ăia care lucrează joia și nu vin la adunare, ăia tăți ar muri de foame dacă n-ar lucra? Când lucrați în timpul de adunare, de ce lucrați? Nu sunteți un pic lacul? Când eram eu copilul și cunosc băieții ăștia doi, eram și-o de banca adunării, mi-au plăcut predice, întotdeauna. Ascultam o predică. O venit un bătrân, era scăruceni, Botoșani, și-o spus, fraților, la noi în sat erau doi oameni. Unul sărat o casă de copii și unul bogat pământul mult, până la colectiv era asta. Și ăla bogat să-i spune, măi, oare, du-te și posești în tătii fânațului și îți dau un parte, că știu că tu ai vite și n-ai pământ, și nu mă înțelege noi. Păi și se duce săracul și trage la coasă și postește și spune la bogat, nu, cum face? Păi du-te și voi niște căpiți așa mari și eu vin și îi împărțim. Și ăla face 7 căpiți mari, atâta au ieșit. Și vine bogatul și spune, măi, eu mai am fân, vreau o căpiță, ceva fân proaspăt așa, că am niște viței. Tu e așa, să fii bun. Fai, până nu fii bun, nu s-a așteptat. Și eu dau la ăsta 6 căpițe și bogatul a rămas o căpiță. Și povestea fratele ăsta, s-au dus al nostru săracul și-a încărcat o căpiță, cu o casă, 2, 3. Când a încărcat a 6-a, a grebat așa căruța, carul, a legat drucul, așa se pune și la voi, așa fac și eu și băieții mei. Și-au pus drucul și ca să nu stie ei pe drug, nu poți să stai pe nervul ăla. S-au dus la șeptea căpiță și-au luat o furtă de frânt și-au pus pe drug. Și când s-a uitat în spate, el a spus, băi, dar așa ia să nu-ți ajunge. Era gospodar, a venit s-a uitat. Și a luat și din la mea o furcă. Și fratele spunea că noi furăm 6 zile pentru noi. Și duminica mai furăm pentru un ceas de la Domnul. Ne trezim mai degrabă și întârziem adunare, mai suntem acasă că suntem obosiți, mai avem așa pentru o indigestie sau o indispoziție, dar luni dimineața putem să vă luăm. Pe mine la altă mă întreabă, frate, frate Dragoș, îi păcat să iau familia cu o praia cu verde? Nu, chiar îți recomand, luni dimineața te duci cu familia la iarbă verde. Și îl luni, zic, bă, glumă, eu duminică am vrut să vin. Dar te pocăit când, la adunare, când mai venim? E foarte interesant când strângi. Și asta e o dovadă de pomie,
Că eu când spuneam că am vrut să pun pe cineva deoparte, m-am uitat într-o familie de bogați, la noi eram mari, el de ani de zile în Germania, copitul țâni, ia acasă. Dom'le, o casă renovată, făcută, mare, tractor, mașină mare, mașină mică, curte, betonată, gospodării. Și odată eu veneam din oraș și am luat cu ea la o casă. Acum are mereu să atunci n-avea. Și eu cu gândul să-i fac procesul la unul, pe tânsul i-am căutat, că ăștia slapă. Și am spus, măi, avem vor da, vor bine, vor da. A, eu nu câștig. A, dacă ai știut cum să câștigă alța, eu nu se descurcă așa de bine. Nu pot să mă plâng, dar nu. Și-o început, am nevoie acolo, am nevoie acolo. Eu sunt om sincer, am spus, măi, zor. Eu te-am trebuit să o leagă la vorbă, că spun drept că am vrut să te pun printre cei lapă. Dar după cum ai plâns tu, mă faci să-ți fac o strângere de ajutoare. După cât ești bine, o să nu îmi fă nici strângere, nu mă pun nici la lapă. Lasă-mă la lapă. Știi, Dumnezeu a dat la evrei două recomandări vis-a-vis de mamă. O spus să strângă cât un omer fiecare. Și cine strângea mai mult, să strângă. Și ne-a mai dat o recomandare. Să strângeți 6 zile, dar 7-a zi nu. Și odată a ieșit poliția la ușa cortului și vede niște evrei în ziua de sabat cu cădrea la mână, cu lighene după mamă. Și așa s-a făcut Moise de tare. Contează nu numai cât strângi, contează și când strângi. Și când cei de la răzoare, joi, seara, nu-ți la adunare, eu cred că ăștia slabă. Ăștia sunt un pic rătăciți. O venit Duhul de rătăcire, prin Duhul de lăcomie și nu lasă să vină pe oameni la adunare. Aveți așa rătăciți în răzoare? Bine că nu se slabă, Domnul. Domnul să vă vină cu mintea. Și am mai spus eu o vorbă. Dar pentru ce strângi? Contează pentru ce strângi. La noi, în partea Bucovinii, am niște frați care nu sunt patroni, sunt mari patroni. Dom'le, bogați sau câte 4, 5, 600 de angajați. Și mă tem să spun că sunt patroni. Eu mă tem de oamenii ăștia spun că sunt patroni, nu lipsesc niciodată la adunare, oamenii sunt meriți, slujesc în adunare, și mă duc odată la Târgu Ohr, într-un Bacău, onorat, sărat, o făcută frații acolo, o adunărică mică, și-mi spunea fratele Gabrilaș, păstorul, băi, așa avem nevoie de niște bani, dar au venit fratele și spune de unul de ăsta și-o spune, aveți nevoie de bani, da, iar l-ați zis, băi, cât să dați, 50.000 de euro. Și-a renovat adunarea, frații de la Vatra Dormi, avea o adunare crăpată, tot cădea pe ei, s-a dus omul să pierde ce s-a adunare. Și-o plătit la tineri până la acoperiș. Și eu știu multe astfel de adunări făcute și de sărați pe care îi ajută. N-a putut să facă la compres. Eu la ăsta nu mă spun că e un administrator bun, îi vine cuvântat de Dumnezeu și îi merge așa de bine pentru că și el dăruiește foarte mult. Tu când strângi, pentru cine strângi? Mai dai și la altul? Am uitat să vă spun. Eu nu am venit după colecte. N-am venit la răzoare după colecte. Când am fost odată în America, am introdus predica cu fraților. Eu nu m-am interesat America, nu m-am plăcut și acum mă cheamă frață și refuz, nu știu cum să scap. Dar mi-a spus că i-am avut dacă ajunge odată în America, o să tu ești ispieț, așa, vezi, în începerea predicii să le spui două lucruri, așa, la modul general. Să le spui că n-ai venit după ajutoare, și că nu poți să stai mult la ei. O să se vede când îi primesc brață, bucurou, șteț. Și eu când m-am dus, mi-a spus brațelor, că eu vreau să spun așa deschis, n-am venit după strângere și nu stau mult la voi. Ha, de acum capul sus și primiți predica, nu? Brațelor, cum stăm cu lăcomia la răzoare? Cu prezența la adunare, cum stăm? Ăștia care nu vin la adunare și tot fură, bagă furca în fânul, în patronul. Ăștia au ales pocăiți. Noi rătăcim din loc de la pocăință. Să ne dea Domnul pocăință, amin? Că dacă s-o rătăcit cineva de la care adevărul și unul îl întoarce înapoi, ăsta care îl întoarce, mântuiește în suflet și acoperă o sumedenie de păcate. Duhul rătăcire, hai să citim, că nu mișc la aceasta. Citim în Evrei, capitolul 5, încă o problemă, cu versetul 2. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți.
fiindcă și el e cuprins de slăbiciune. Rătăcirea e pusă lângă ignoranță, cu cei neștiutori. Pentru că Duhul rătăcirii vine prin necunoaștere, prin ignoranță, vine și ne aparte de vitale pocăință. Spunea Domnul Iisus Matei 22:29, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Un om care nu cunoaște Scripturile, sfârșește prin a se rătăci. Vă spun în modul cel mai responsabil, citiți Evanghelia, fraților. Aveți în fiecare zi un verset, două, un capitol la care să-l citiți și să meditați. Oamenii care nu cunosc Scriptura să rătăcesc, poporul meu spunea Osea, pere de lipsă de cunoștință. Cât ați citit dumneavoastră din Sfânta Scriptură? Nu ați, prin duminică. Cât ați citit ieri? Dar noi avem un frate presbiter și o luat o văduvă la sfârșitul lunii februarie, începutul martie. O lasă după acasă cu mașina. Presbiterul predică foarte bun om, pocăit. Și spune, soră, ce mai faci? Păi, frate, Sami, ce e să mai fac? Uite, acum de la anul nou m-am apucat să citesc Biblia de la cap la cap. Și frate, Sami spune, și eu, soră, tot la anul nou m-am hotărât. Mă, tare, de unde ai ajuns? Ea spune, am ajuns la Faptele Apostolilor, dar tu? Și el nu mi-a mai spus, era la Leviticul ajuns. Care știe unde e Leviticul, știi? Deci presbiterul avea citit două cărți și bătrâna pe a dat Scriptura în două luni. Acum, voi de unde sunteți cu cititul? Că vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu înțelegeți lucrarea profetică de Ieremia 23:13. Am văzut în prorocița mare următoarea nebunie. Au prorocit pe Baal și au rătăcit pe Israel. Că nu înțeleg, ne rătăcim când ne rătăcesc frații cu prorociile care nu-s după Domnul. Eu iubesc prorocia poate mai mult decât toți. Îmi place să predic despre darurile Duhului Sfânt, între tovară și din misiune, întotdeauna, când mai merg cu cineva, am proroci, dar proroci autentici, proroci buni, din ăștia veritabili, care dacă spune așa, vorbește Domnul, apoi Domnul vorbește. Dar prorocii samarii erau altfel. Ei proroceau pe Balșul și pe Israel, că rătăcim din cauză că nu cunoaște lucrarea profetică. Domnul să le dea pricepere. Amin? Apoi scrie cuvântul Domnului în 1 Timotei 6:19 și 20 acolo. Ferește-te flecăriile, lumești întrebările nebune și împotrivirile științei pe nedrept numită astfel pe care unii au ținut-o și au rătăcit de la credință. Fraților, știință pe nedrept numită astfel. Am găsit eu că noi, acum, facem filozofie din Scriptură. Voi încheia predica. Odată când am citit-o din Împărați 5, despre vindecarea lui Naaman, m-am oprit și am mai făcut o exclamație, eu așa am spus, ce greu să fac lucrurile ușoare. Că eu ce un Naaman, du-te măi, cu spală. Chiar așa e de greu să te speri, dar noi iubim apa și facem baie, nu? Îi facem piscine acasă, dacă am stat atât zău în apă. Dar Naaman, Domnul, era greu să-l bagi în apă. Și au spus lucrătorii, auzi, stăpâni, dacă ți-a fi cerut un lucru greu, nu făci, poate nu e mult, du-te și te spală și vei fi curat. Și eu am spus, ce greu facem lucrurile ușoare? Și am exemplu din Scriptură. Când faraon mergea pe râu ca să se vadă cu împăratul Chelchemișul, i-a ieșit evreul nostru înainte. Și i-a spus, măi, nu vin împotriva ta. Mă duc să mă bat cu împăratul Chelchemișul, tu de acasă. Știi ce a făcut evreul nostru? Împărat bun, pocăit. O pornit război. Și l-a rănit și a murit. Acum eu mă întreb, că e mai ușor să faci război sau e mai ușor să duci doar de neasă? Nu e scuție să culca și trăie. Nu, dar de ce nouă unii pare mai ușor să ne certăm când se termină adunarea la urmă decât să mergem acasă? Nu e mai ușor să iei nevastă copiii de acasă? De ce răbui să spui tu ceva la urmă? Mi se pare mai ușor? În Biblia lui Beniamin s-a întâmplat o răutate mare și s-au dus bătrânii și au spus, băi, de revedere din casa lui Beniam, care și-o bătut joc de femeia, scoteți afară să-i omorâm. O vrut? Nu o vrut. Însă vei, dar ți-ai mii. E nepotul meu, e cumnatul, e băiatul
plecat decât ai mei. Și știți dumneavoastră ce s-a întâmplat. Și am multe exemple din astea când noi facem tare greu lucrurile ușoare. Odată predicam într-o adunare, aveau așa să-i trebuie surorile, dorile vietna, niște haine, niște rogi scurte. Și apoi s-au pus pe scaun și cât am predicat totul credeam de lucru în mântire. Și au spus, măi, numai la evrei, că trebuie să fac puce în picioare și haine. Am luat pe banca adunării. Doar mai ușor ai venit să vină o fusă mai lungă, nu? Mai largă, să stai mai comun. Venim cu haine strânte, pe noi scurtim, și apoi punem șarfa pe genunchi, punem caiete de cântări pe genunchi. Dar nu mai venit să vină o fusă mai lungă de casă? Nu e mai ușor? Spuneți voi ce e mai ușor, da? E mai ușor să vii așa, să stai în corsetate și tot zi. Nu e mai ușor să vii mai larg. Dar noi lucrurile ușoare le facem tare greu. Și predica, doar eu știu, dacă aș veni cu predica lui Pietru odată la voi, a doua oară nu mă cheamă nimeni. Simplu! Hristos, Fiul Dumnezeu, răstignit, înviat și mă mântuiește. Nu mai chemați predicator. Eu trebuie să vă spun ceva de ori om, de cloșa cu pui, de căile la cheie, vă mai spun ceva din Scriptură, iar vă mai spun așa că ne place filozofia. Ne place să complicăm predicile. Odată eram chemat la Botoșan la o predică, m-a chemat un tânăr. Băi, atât am fost pesat cu telefoanele lui. Băi, dacă dă Domnul, vin, vin. Sâmbătă seara, mă sună. Frate Dragoș, n-ai uitat, mâine dimineață la nouă spi la noi, da? Băi, dacă mă ajută Domnul, vin la voi. El s-a spus, frate Dragoș, nu trebuie să predici. Dar ce vrei să predici, mâine la nouă? Eu zic, ce să predici? Bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să fie supusă. E bun? Dar el s-a spus, dar doar nu așa simplu, nu? Nu, le complicăm noi, de la bună astea. Să vezi să le complicăm noi. Că doar simplu, asta e predica. Dar trebuie complicată. Că noi lucrurile ușoare le facem tare greu. Ei, și acum vine Pavel, îmi spune, împotrivirile științei, folosind noi cu filozofiile în lume pe care ne rătăcesc. Să ne dea Domnul pocăință. Și vă las Iob 36 cu 15. Masa ta va fi îngălșucată, Domnul te va scoate la locul alt, versetul 17. Dar dacă îți apere pricina ca un nelegiuit, pedeapsa e nedeslipită de pricina ta. Și vine versetul 18. Prețul răscumpărării, supărarea să nu te ducă la bajocuri, mărimea prețului să nu te ducă în rătăcire. Omul ăsta era disperat. Omul ăsta era încercat. Necazul, încercarea. Dacă nu ești atent, te duci în rătăcire. De ce, Doamne, mi se întâmplă? Să moară 10 copii? Să pierd averea toată? Să fiu plin de bubi? Eu care m-am temut de tine? Și spune, prețul răscumpărării tale să nu te ducă în rătăcire. Versetul 17, acolo spune, dacă țată, eu odată aveam dreptate în adunare. Măi, așa m-a judecat frață cu nedreptate, să mă scoată vinovat. Și eu le-am spus, oameni, pun-o vinovat, uite aici, argumente. Și dar tu, îi des cu cura pe mine. Și așa m-am supărat. Și m-am zbirit în vine și m-am dus 600 km la un prieten al meu, proroc, care vreo 10 de ani trăiește. Dar el nu se poate. Pacea Domnul, pacea Domnul și mai faci pe ea citește tu din Iob 36 cu 17. Și mă duc acolo, dar dacă îți aperi pricina ca unii, îmi spune, așa că tu ai dreptate? Zic, am frate, dreptate. Și ăștia nu ți-o dau. Uite, dau mieri, nu? Păi dă mieri. N-a, tu te aperi ca un nelegiuit. Câte vreme te aperi ca un nelegiuit, pedeapsa e nedeslipită. Și ce se fac pe frate? Spune, Domnul să-mi apere cauza și nu te mai certa cu frații. Și nu mai e bătaie. M-am dus, m-a trebuit, m-am dus cu trenul, zic o noapte până la el, m-am dus cu fraților. Dumnezeu mie mi-a apără pricina, eu cu voi nu mai am niciun cuvânt, dacă am reușit iertați-mă, și gata, de-a două zi am fost bun. Dar dacă ți-a apără pricina ca un nelegiuit, pedeapsa e nedeslipită. Nu vi s-a întâmplat odată la rezolvat așa? Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Eu închei, predica că s-o cătașă timpul. Acum n-am vrut să vorbesc de cei reprimiți. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare, unde vorba lui Eminescu, căci morți sunt cei muriți. Și când am primit la cina Domnului patru suflete, doi bărbați și două femei,
care aveau peste 25 de ani de când nu dau bănci regulant. Când i-am primit la cine moartă afară din păstor, mă da jos. Tu zic cu păcătău și tu te cu dânșul. Dar de acolo vin eu. Mi-e greu să fac o reprimire așa. Dar eu spun o vorbă. Un predicator n-are voie să predice două lucruri. N-are voie să spună unuia, tu nu mai ai niciodată mântuire și mergi în iad. N-are voie să spună nimeni din noi. Că Domnul Iisus avea două rânduri de cheie, cum avem noi cheie. Și în Matei 16 spune Pietru, să-i dau cheie în împărăție. Ce înseamnă asta? Fă evangelizare, cheamă la Domnul, adi la rai, puteți, ai cheie în împărăție. În Apocalipsa 1:18 spune, eu țin cheie de morți și a locuinței morți. Nu i-a dat lui Pietru, nu l-a lăsat nici la Răzoare, la Comitet, nici la Vatican, nici la Muntele Atos. Că prinde, Domnule, un păstor de ăsta pocăit, îl prinde necăjit și îl fac viu unui iad. Dar cheie de iadul nu sunt la mine. Eu n-am voie să spun la cineva, tu nu mai ai niciodată iertare, nu mai ai niciodată mântuire. Nu, eu n-am voie să spun. Și încă un lucru n-am voie să-l predic. Să spun cuiva, păi tu de păcătuiești că Domnul te ierta că e bun. Nici asta nu pot să spun. Pentru că David a păcătuit greu. Și Dumnezeu l-a iertat și Saul o păcătuie mult mai ușor. Ce-a făcut Saul? Nu a furat discotecă, nici nu a furat mie inima lui. O atunci iertă Domnul după 6 zile și jumătate. O aștepta 6 zile și jumătate și seara, la 7-a zi, până a venit Samuel. O spus, Domnul, nu frate ca un nebun. Și mai păstra niște berbeci ca să aducă jertă. Ăsta a fost păcat cu Saul. Dar când vorbim de cădere, eu întotdeauna vorbesc de unde ai căzut, adu-ți aminte, de unde ai căzut și până unde ai căzut. Și atitudinea de după căderii contează foarte mult. Dar întotdeauna fac o deosebire între mântuire și slujit. Orice păcătos, orice păcat ar fi făcut, la Dumnezeu poate fi iertat și mântuit. Spuneți amin? În ce privește slujirea, eu mai iert cu Matei și spune, dacă sarea și-o pierdut gustul, cu ce mai are putere? Că se duce unul și face un păcat de curvie și îl știe adunarea și satul și până la urmă frații îl primesc înapoi cu greu, stai mă și plânde păcatul, dar el vrea cum a predică la o vreme. Și îmi trebuie, dar ce mai predică? Cum mă nu întâmplă asta să predice, nu? Dar pe ce nu mai învață el când el e ca dânsul? Dacă sarea și-o pierdut gustul, nu mai are putere de a săra. Numai Dumnezeu să-l ierte, să-l mântuiască. Doamne ajută-ne la asta. Și contează atitudinea de după păcat. Eu vin dintr-o adunare în care 5 frați, 2 mai în vârstă și 3 mai tineri, 3 nopți am făcut legile adunării. Pe capitol, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3. Administrație, îmbrăcăminte, slujire și în ultimul capitol, pedeapsă. Am spus, noi nu suntem cu căutare la fața omului. Când tu ai călcat un articol din lege, te duci la ultimul capitol și ți-e pedeapsa. O aplicăm la tăți la fel. Și nu funcționează. Pentru că unul a făcut o greșeală și trebuie pus 3 luni deoparte. Și el a spus, puneți-vă 3 luni deoparte. Vă arăt eu după 3 luni cine sunteți voi. Dar nu puneți-vă deoparte, că noi muri 3 luni. Și după aia mă arăt eu vouă. Și altul cu același păcat, a venit și nu putea vorbi cu dânsul. Plângea, fraților, faceți ce vreți. A spus, măi, nu-i corect. Ne uităm și la atitudine. Că eu odată m-am numai rugăciunii de parte și avem un secretar aici de cinci mai era. Și din cauza lui, noi legele astea am zis ușa adunării. Ușa adunării, când nu-i adunare, de alt din blocul ăla, iei pantofia, nu te dă, de acolo. Și la urmă ne-a dus, că nu funcționa. Și m-am dus undeva la o rugăciune și îmi spune un frate, presbiter, 16 copii, proroc. Măi, frate dragul, și-am văzut adunarea voastră, dar nu așa compact. Mergeți la câte unul și căcărare foarte îngustă, juri în deal. Tu erai primul? Uite, fratele ăsta armat, era al doilea, și ai ajuns la o strâmtoare așa, și nu puteai să treci, ca vii niște table ale legii, mână. Și te-ai dat o parte, n-ai îngăput, așa n-ai îngăput, și Domnul mi-a spus, nu eu le-am dat, ei și le-au făcut și nu le mai pot să le fac. Nu le mai putem duce. Și m-am dus acasă, am rupt din picușa adunării acelea și am spus, asta e legea lui Dumnezeu. Noi după asta mergem. Slăviți să fie Domnul. Amin. Contează atitudinea.
La noi era un frate, când m-am dus eu la el, avea 20 de caiete adigroase scrise de mână, gânduri din Scriptură. Tata, 14 copii. Ce mai copii domn din țară? Eu o spun așa, eu aș dori mulți cu copii ca el. Și unul din băieții lui s-a bătut cu altul, cu ștară. Dar noi am auzit, l-am chemat la comitet. Și sta comitetul la gloată de el, și fratele ăsta sta în fața noastră. Și eu trebuia acum să dau domnul să încep judecat. Păi să-l pun deoparte, cu băiatul lui s-a bătut. Dar înainte de a începe eu, încep eu. Și spune fraților, vreau în seara asta, voi cei de aici, să fiți așa ca preotul și ca levitul. Dar eu m-am mirat că o greșit, că știi Biblia, că preotul și levitul sunt aia care au trecut pe alături. Și am zis, cum, frate Gheorghiță, cum ca preotul? Dar până a vorbi eu, vorbește eu, dar el plângea de nu putea vorbi. Și spune, nu-i la îndemâna oricăruia să fie samaritean. Nu oricare își face timp pentru unul căzut. Nu oricine se duce la unul căzut și plin de sânge să le iei în brață, să-și împăteze și el imaginea. Nu oricine are vin și un delem. Nu oricine are mănuț să dea la pangim. Dacă nu puteți fi samariteni, măcar fiți ca levitul, treceți pe lângă mine, cazul meu, și nu mă mai puteți pe voi. Dar sunt fraților, face mă rugăciune și plecăm acasă. Ce să mai spui la omul ăsta, că de o hotea am plâns, cum băie, dar nu îți dați două picioare la altul. Ce să mai pui deoparte? O scluam de acasă, de studie, nu mă mai bătești și voi în țara asta. Asta Domnul se binecuvinteze. Dar atunci când vorbim de reprimire, și aici nu să căutăm oaia pierdută, să o punem în spate, să ne cheltuim, să o aducem, și băietul cel mai mare, care o stă numai la adunare. Eu stă numai la adunare. În viața mea m-am tras cu fund de țigară, m-am limba pe băutură, nu m-am dus la filme, n-am pieciuri, n-am curvit, n-am avut treaba, asta nu m-a adunare. Și câteodată mi-e ciudă pe unul cât se duce și vine și îl judic, dar mă gândesc să nu fiu ca feciorul cel mare, știi? Care nu intru casă în urios, ăla vine înapoi și la feciorul cel mare vă spun un lucru, tata nu m-a împărțit a mea. L-a primit, și au spus, intră în casă, mănâncă, bucură-te și stai cu minte. Dumnezeu să le dea pocăință. Închei și dorește la Domnul să mă binecuvânteze. De la care adevărul